Ai dreptul la o viață civilizată. Guvernul PSD dă bani pentru dezvoltarea localității tale. Spune-i primarului tău să aplice la guvern cu doar două documente pentru curent și gaz, apă și canalizare, asfalt pe străzi și zone pietonale, spitale, cabinete medicale bine dotate, dispensare, școli, grădinițe, creșe, universități. Patrioți în Europa. România merită mai mult respect. Bună seara, stimați telespectatori! Campania e aproape gata, bine că a dat Dumnezeu. Astăzi suntem la Spitalul Județean Sfântul Pantelimon, unde o echipă de medici cunoscuți, chiar recunoscuți, a acceptat să vină să stăm de vorbă un pic despre această campanie pentru europarlamentare. Îl am în stânga mea pe domnul Constantin Mândrilă, directorul spitalului, pe domnul doctor Valentin Ochean, medic primar, cardiolog, îl cunoaște toată lumea, director adjunct, pe domnul doctor Ion Albu, medic primar, ortoped, traumatolog, pe domnul doctor Liviu Petrea, medic primar, chirurg, fost șef de secție al secției de chirurgie, și pe domnul doctor Robert Mihail, îl cunoașteți și din emisiunile mele, de fapt pe toți îi cunoașteți din emisiunile mele, șef secție ortopedie și traumatologie. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine ați venit la noi! Cu tot dragul! Domnule director, cu dumneavoastră încep, că așa se face. Ce aveți de spus despre această campanie pentru europarlamentare? De ce susțineți PSD-ul? Este emisiunea PSD-ului. Simplu. Pentru că PSD-ul, ce a făcut în acest spital, nu s-a făcut de când este spitalul. Este cât se poate de clar și de simplu. Și se văd aceste lucruri. Încă din 2015 am intrat într-un program de finanțare al Ministerului, susținut de către președintele Consiliului Județean, Marian Oprișan. Avem un spital dotat cu tot ce înseamnă aparatură medicală la ultimele standarde. Avem renovat jumătate din spital, avem renovat și reabilitat, modernizat și dotat cu tot ce înseamnă aparatură medicală, tot ce înseamnă paturi, tot ce înseamnă alte lucruri care pot și trebuie să funcționeze spitalul în pavilionul central și inclusiv în celelalte pavilioane. La momentul actual sunt în derulare alte proiecte, proiect de reabilitare și modernizare a pavilionului TBC, proiect de reabilitare și modernizare a pavilionului psihiatrie, proiect de reabilitare și modernizare a pavilionului ORL, oftalmo și dermatologie. Mai avem în derulare, în procedură, proiect de dotare cu aparatură UPU de ultimă generație, iar anul acesta, evident că vom fi finanțați cu bani de la Ministerul Sănătății, inclusiv sterilizarea, vom avea cea mai modernă sterilizare din țară și inclusiv dotare cu aparatură, putem spune, la standarde europene a întregului spital, a fiecărei secții din spital. Noi vorbim undeva la sfârșitul 2019, cel târziu primăvara lui 2020, când în Spitalul Județean nu se mai poate vorbi de lucruri în sensul de a nu avea aparatură, de a nu avea cu ce lucra, nu avea medicamente, a nu avea materiale sanitare și așa mai departe. Vom avea absolut tot ce ne trebuie, așa cum am avut și în ultimii ani. Au mai fost într-adevăr sincope, însă noi imediat am intervenit și le-am remediat. Domnule director adjunct, domnule doctor Valentin Ochean, repet, medic primar, cardiolog, reprezentați secția de cardiologie, vă rog să ne spuneți de ce susțineți PSD pentru campania de europarlamentare, în calitatea pe care o aveți de medic? Păi, eu să spun, tot folosindu-mă de niște lucruri care s-au întâmplat și care se întâmplă în continuare, o să justific opțiunea mea și o să încep prin a prezenta niște date legate de lucrurile care ne interesează în destul de mare măsură pe toți, și anume nivelul de salarizare. O să aduc aminte că în anul 2010, cei care erau atunci la guvernare, împreună cu prezidentul din acel an, au decis să
susține economia pe banii noștri, banii bugetarilor. Și s-a întâmplat o scădere cu 25% a salariilor și anularea unor sporuri. O să vă dau niște cifre pe diverse categorii de personal, ca să vedem cum a evoluat salariul după ce PSD a început să se ocupe de sectorul medical. Un medic primar ATI, în 2010, în ianuarie, avea un salariu de 2749 de lei, 2749. După reducere a rămas cu 2000 de lei, salariul lunar net. În decembrie 2017 a ajuns la 7000 de lei, iar în aprilie 2018 la 16000 de lei, salariul net. Deci de la 2000 de lei în 2010 la 16000 de lei. Un medic primar, boli infecțioase. La fel, de la 2063 de lei în 2010 a ajuns la 10649. Un medic specialist cardiologie, de la 1665 de lei în 2010. 1665. Deci avea înainte de scădere 2219 lei. După scădere s-a ajuns la 1665, iar astăzi salariul este de 10373. Eu personal îmi amintesc că lucram în jur de 300 de ore pe lună cu gărzi ca să ajung la un salariu de 3800-4000 de lei pe lună. Cu tot cu gărzi. Venit, nu salariu. Un medic de specialist de unitate de primire urgențe. 2700 înainte de scădere, 2060 după scădere, în 2010. Ulterior, în martie 2018, 9379, în aprilie 2018, 11.000 de lei, 11.670. O să vă mai dau o cifră legată de un medic. La pediatrie, un medic specialist ajunsese după scădere la 1.665, iar astăzi 8.330 de lei. Asta s-a întâmplat la medicii, la medici, în ce privește veniturile medicilor. În ce privește veniturile asistentelor, o să vă dau și aici câteva, două exemple. Un asistent medical care avea 1500 de lei înainte de scăderea cu 25%. După scădere s-a trezit cu 1144 de lei. În decembrie 2017 a avut 2563, în ianuarie 2018 3204, în martie 2018 4806 lei. Un asistent medical primar, la fel, de la 1710 la 1283, iar astăzi are 4869 de lei. Asta este, domnule doctor Albu, da. Dumneavoastră ce căutați aici? Că știu că erați la alt partid, nu-i dau numele. Da. Chiar mă miră că vă văd aici. Am fost invitat de domnul director. Și n-ați putut să spuneți nu. Și n-am putut să-l refuz. Totuși motivul pentru care sunteți aici. Vreau să vă spun că eu sunt poate printre cei în măsură să vorbesc despre evoluția spitalului în primul rând. Am fost director, am fost șef de secție și îmi dau seama ce s-a făcut în această ultimă perioadă. Adică s-au investit enorm de mulți bani. S-au renovat atât de multe secții, au fost aduse atât de multă aparatură, încât pot să spun că la ora actuală spitalul este la un nivel destul de mare, comparabil poate cu multe spitale din București, chiar universitare. Spitalul acesta a avut întotdeauna doctori foarte buni. Chiar eu personal mi-am adus mama de la București, știu. Da, eu vorbesc cu dumneavoastră. Vă rog să vă adresați telespectatorilor. Eu mi-am adus personal mama din București și a fost tratată în serviciu de cardiologie. Dacă eu personal mi-am adus mama ca să fie tratată aici, vă dați seama că am avut încredere în medicii noștri. M-ați întrebat ce caut aici. Să știți că de cât umblu prin lume, consider că a ține la țara ta este foarte important. Și sunt profund dezamăgit de mulți politicieni din ziua de astăzi care nu se mai gândesc la țara lor. Și cred că la ora actuală partidul de la conducere, PSD-ul, este cel mai
apropiat, să zicem, de felul cum gândesc eu în momentul acesta. Nu uitați și știți foarte bine că eu am militat foarte puternic împotriva PSD-ului la început. Știu, de asta m-am mirat, că te-am văzut aici. Mirat, sigur, dar omul poate să-și mai schimbe opiniile. În sensul că, v-am spus, eu am anumite valori și principii de la care nu m-am bătut. Chiar dacă par că eu gândesc în altfel. Și cred că în momentul acesta PSD-ul este cel mai apropiat de ce gândesc eu. Adică mi-aduc ce gândiți dumneavoastră? În primul rând, trebuie interesele țării să fie pe primul loc. Oamenii să fie ajutați și în ultimul timp văd că au crescut salariile, nu numai salariile noastre, ale medicilor, au crescut salariile tuturor categoriilor de oameni. Cresc pensiile, crește punctul minim de pensie, adică se vede clar o interesare a acestui partid. E vorba de programul național al Partidului Social Democrat, în sensul că urmăresc cu tenacitate această realizarea acestui program național, cu toată bruierea care pe mine mă descumpănește, pentru că nu se face politică cu bâta, cu zgomot și cu așa ceva. Eu n-am prins și am activat și eu în politică o perioadă de timp, era un alt nivel și cu părere de rău văd că în ultimul timp nivelul de a face politică se reduce la zgomot, la scandal și nu la un dialog de idei cum se făcea altădată. Dacă îmi permiteți, îmi pare bine că ați abordat acest subiect, adică subiectul salarizării, pentru că am făcut în campanie și trebuie să fac cu toată lumea care vrea să vină pe postul nostru de televiziune. Am pus problema salarizării și am spus, domnilor, practic omul se duce la vot ca să-i vină niște bani în buzunar, să-i crească leapa, se duce pentru bunăstarea lui, nu pentru bunăstarea nu știu cui care vrea să aibă acum, de exemplu, 15.000 de euro la Uniunea Europeană. Ce faci pentru mine dacă eu mă duc să pun deștul, ca să vorbesc așa mai neaos, pe tine? Asta ne interesează. Problema este că acești reprezentanți ai noștri și care reprezintă județul și merg la Uniunea Europeană să facă tot efortul să ne aducă bani. Iar categoric. Aici categoric. Este. Asta e problema. Asta e problema. Nimic altceva. Să o dăm cotită cu autostrăzi, să fac autostrăzi, dar nu din banii mei sau banii tăi. Asta este. Deci să aducă bani, să se intereseze, pentru că până acum, cu puține excepții, oamenii nu au simțit nimic. Nu au simțit nimic. Deci eu dacă văd că aduc bani în județ și se modernizează județ, eu mă simt foarte bine. Domnul doctor Liviu Petrea, medic chirurg, medic primar chirurg, îl cunoașteți foarte bine, a fost șeful secției. Ce părere aveți, domnule doctor, despre campania electorală pentru europarlamentare? De ce susțineți PSD-ul? Sau au fost argumente spuse mai înainte, mă raliez și eu acestor argumente. Într-adevăr, în ultimii ani, spitalul nostru este la un nivel de clinică universitară, prin dotări, prin tot ce s-a făcut, dotările cu aparatură, reabilitarea sărilor de operații, reabilitarea părții hoteliere a spitalului. Este o curățenie care este exemplară în tot spitalul. Deci acestea sunt argumentele clare pentru care eu mă raliez acestor propuneri pentru candidatura la europarlamentare, în speranța că candidații propuși de PSD vor activa în calitatea lor de europarlamentari, în așa fel încât să aducă venituri, bani, pentru a continua aceste reforme. Care deci fondurile europene. Fondurile europene, care sunt de mare folos, de mare ajutor, dacă știm să le tragem. Gestionăm să facem proiecte care ar putea să ne aducă bani suficienți pentru a continua modernizarea spitalului nostru. Al nostru și a spitalului din țară. În același timp,
europarlamentarii fac ce se întâmplă și în jurul nostru. Și atunci vin cu idei, poate, și sperăm că vin cu idei care ne pot ajuta, ne pot ridica și pe noi la un standard la care să nu mai fim tratați ca țară de mâna a doua și... În urmă cu 2 ani, un ONG străin descoperea dublul standard aplicat alimentației europenilor. Adică, în urma unui studiu, găsea diferențe în ingredientele aceluiași produs în funcție de piața de desfacere. De exemplu, găsea că un anumit cârnat vândut în România avea mai puțină carne decât același cârnat vândut în Germania. Sau că o ciocolată vândută în România avea mai puțină ciocolată decât același produs vândut în Marea Britanie. Sau că un anumit suc de portocale în România avea mai puțină portocală decât același produs vândut în vest. România a protestat atunci vehement și bulgarii s-au supărat rău. Premierul de la Sofia chiar făcea o declarație șocantă și spunea că brusc 100 de milioane de est-europeni încep să se simtă ca niște aborigeni. Eliminarea dublului standard va fi prioritatea mea și a echipei PSD la Bruxelles. Asta este o durere a noastră a tuturor celor absolut. Care poate mai gândim un pic. Nu se poate, trebuie să fim pe aceeași linie. Oricum, da. PSD-ul a făcut lucruri deosebite în spitalul nostru și eu sunt absolut de acord să votez candidații la europarlamentare propuși de PSD. Domnule doctor Robert Mihăilă, dumneavoastră, sunteți șeful secției actual de ortopedie, sunteți aici și cu fostul șef al secției, văd că vă înțelegeți foarte bine. Ceea ce este foarte frumos și foarte onorabil. Sunteți medici de excepție, vă cunoaște toată lumea. Dumneavoastră ați studiat în străinătate. Vorbiți un pic despre ce ați găsit aici la Focșani și ce v-a făcut să rămâneți aici ca medic. Tocmai nu aș vrea să repet ceea ce s-a spus, suntem absolut de acord. Au fost numai lucruri obiective. Aș dori doar să completez dintr-un alt punct de vedere. Într-adevăr, preiau ideea și am văzut... Personal, am fost, cred că, în măcar 10 spitale din Austria, Germania, Elveția și Belgia. Sigur, diferența când am venit și sunt martor aici de aproape 13 ani în spitalul județean Focșani. Deci martor? Sunt angajat de... ce s-a întâmplat, da. Martor al evoluției. Al evoluției, da. Sigur, când am venit aici... Decalajul a fost foarte mare între ceea ce am văzut și ceea ce era. Partea de salarizare nu mai menționăm, pentru că observați acum, poate încă mai e un oarecare trend de plecare, pentru că trebuie aduse nu numai salariile, ci și condițiile. Și atunci sunt spitale care reușesc să facă acest lucru, cum este Spitalul Județean Focșani, unde s-a investit enorm. Deci este foarte greu să explicăm cum s-a reușit așa ceva, într-un timp relativ scurt, vorbim de ultimii, nu știu, 4-5 ani, încă avem fotografii cu secția noastră care, nu știu, părea de Africa, poate. Sigur, nu vreau să jignesc alte spitale, dar oricum niște condiții foarte rudimentare. Azi însă dotarea este aproape identică cu cea din vest. Sigur, nu putem mări salariile, deci clădirea în sine nu poate fi modificată. Dar renovările s-au făcut, dotarea este, avem în săli ceea ce n-am avut niciodată, încât s-au adus și condițiile la nivelul normal. Da? Nu suntem spitalul ca din Viena, dar sunt condiții normale, decente, unde se pot face intervențiile în condiții de siguranță. Ceea ce asta este și cel mai important pentru noi ca și chirurgi. Deci dumneavoastră susțineți candidații PSD pentru europarlamentare? Vă uitați în ochii oamenilor. Bineînțeles. Să continue ceea ce s-a făcut până acum. Da. Domnul doctor Ochean vrea să spună două vorbe. Nu mai avem decât puține. Două vorbe spre trei. Vă rog. O să fac repede o trecere în revista lucrurilor care s-au întâmplat în spitalul ăsta. În 3 minute, ăsta. Domnul Ochean. În 3 minute. Domnul doctor. În 3 minute. Printr-o înțeleaptă gestionare a resurselor financiare, asta nu e treaba mea, e treaba managerului și a directorului financiar contabil.
S-au eliminat arieratele spitalului. Pentru prima dată în istoria spitalului, nu mai avem arierate. Nu mai avem datorii care să depășească 30 de zile. E prima dată în istoria spitalului. Spitalul întotdeauna a tărât după el datorii de 10 și câteodată și 100 și ceva de milioane de lei. Nu mai avem arierate. Un lucru extraordinar. Lucru care ne permite să funcționăm, să achiziționăm materiale, medicamente, fără să fim condiționați în vreun fel de furnizori. Să nu uităm că tot spitalul, nu numai blocul central, trece printr-un proces de reabilitare. În blocul central s-au început lucrările din fonduri proprii, cu banii pe care am reușit să-i strângem prin această politică de chiverniseală a banilor. Corpurile exterioare, după cum știți, vor fi, unele au și început să lucreze la reabilitarea corpurilor exterioare ale spitalului, atât a pavilionului TBC, cât și a celor de pe platformă. Avem asigurată o aprovizionare ritmică cu medicamente a spitalului, poate în una din puținele situații în care se aprovizionează cu aproape toate medicamentele de care avem nevoie. Revin la dotarea cu aparatură. Avem două aparate CT de tomografie. Avem un aparat pentru rezonanță magnetică. Nu știu câte spitale în țara asta mai au două CT-uri și un RMN. Nu știu câte. Un lucru foarte important, că atunci când spunem am făcut, sunt lucruri, s-au făcut... Spuneți că nu mai avem timp, vă rog. Oamenii ne întreabă bine, dar cu atitudinea personală ce faceți? E culmea că, chiar dacă nu e un lucru vizibil, lucrăm la acest aspect, la atitudinea personalului față de pacienți și față de aparținători, practic în fiecare zi, individual sau cu grupuri sau cu secții, cu personalul secțiilor. Și în plus, s-a inițiat implementarea unui standard ISO 3007, care se referă, care este un standard antimită și pe care la... Standard antimită, dar ar Dumnezeu, aoleu, ce așa frumos sună, da? Denumirea dar, populară, repede, domnul doctor. Care la anul va fi implementat în spitalul nostru. Adică o să fie de-alea pe pereți și vor să fi nu... mai multe. Vom mai avea multe certificarea ISO standardului antimită, care este un standard european, care este aplicat în întreaga Europa, inclusiv în România, o parte din spitale a fost implementat și vom implementa. Păi dacă lumea și se spune că au crescut salariile, aveți 200 de milioane pe lună și de fapt nu te poți duce la spital fără să dai acolo ceva doctorului. Eu nu cred că așa este, dar asta spune lumea. Mă rog, așa este, și, nu este așa. Și nu? Eu îi rog frumos pe toți care spun lucrul ăsta să vină la noi, la manager, la mine și să ne spună exact cu date, cifre, așa, și nume, și noi cu siguranță vom lua măsuri. Domnul doctor, vrea să mai spuneți ceva, un minut, repede și fiecare... Eu doar aș vrea o propunere către europarlamentari. Atenție, spitalul nostru, cu toate că s-a extins cu secțiile de TBC, de infecțioase în alte clădiri, totuși are lipsă de spațiu. Să se gândească foarte bine să fie aduse fonduri, poate mai reușim să mai construim o clădire este undeva. Este vorba să se facă un nou spital, domnule doctor, domnul doctor Petrea. Păi tocmai asta este. Să face spitalul deja. Dar să se facă cu fonduri europene. Păi sper că da, deja pământul este luat, știu exact. Și dacă aducem fonduri europene și economisim. O să fie și mai bine, da. Asta sper că vom avea luciditatea și vom putea să alegem europarlamentari care să ne reprezinte cu cinste în activitatea din Uniunea Europeană și sperăm că vom avea și noi un alt nivel, nivel de să fim altfel văzuți în Europa. Voi, dumneavoastră, ca medici, cred că indiferent unde v-ați duce, toți cei de aici ați face o... sau mai bine spus, sunteți o carte de vizită pentru noi în Europa. Toți de aici sunteți medici foarte, foarte, foarte buni, o spun în cunoștință de cauză, sunt de aici, vă cunosc și vă cunoaște toată lumea. Sigur că avem nevoie ca să fim priviți în Europa așa cum suntem de fapt, un popor de elită, aș putea să spun. Nu vreau să mă combată nimeni, suntem un popor de elită și România este cea mai frumoasă țară din lume, sunt. Domnul doctor, nu e adevărat? Așa este, așa este, vă rog. Confirm 100%. Vă rog, domnule doctor. În cont de ceea ce am văzut până acum,
aștept doar și sunt convins că se va realiza și nou spital, practic. Este, deja locul este cumpărat, deja vorbele sunt... Eu doar atât doresc să spun că noi nu ne vom opri aici, vom continua toate investițiile, lucrările, inclusiv reabilitare, renovare, modernizare a actualului spital, până când, cu certitudine, ne vom muta în noul spital. Da? Cu certitudine se va face noul spital, nu știm exact finalitatea noului spital, dar până atunci noi avem obligația, noi ca manageri, ca director medical și ca medici, să modernizăm în continuare ceea ce avem, să reabilităm și să aducem la standarde cu un act medical de calitate. În mod categoric și cred că așa ați făcut până acum și o să faceți. Mai avem câteva minute, fiecare, dacă domnul doctor, mai aveți ceva de spus? Eu cred că am spus tot. Cred că datele spun absolut tot. Datele spun absolut tot. Sigur că ideea este că spitalul de la Focșani a evoluat foarte mult. Asta am spus-o în o mulțime de emisiuni. Domnule doctor, vrea să spuneți? Aș putea completa în calitate de președinte al Consiliului de Etică. Așa, vă rog frumos. Totuși, nu mai avem sesizări sau ultimele luni, practic, aproape n-ar reuși să ne întâlnim. Nu au fost sesizări de la pacienți. Am încercat să urmărim și să monitorizăm comportamentul medicilor și a întregului personal raportat la pacienți, raportat la media, raportat la ce înseamnă o viață normală. Da, vedeți că oamenii ar trebui să știe totuși că și medicii ăștia au și ei limitele lor. Sunt unii pacienți, am văzut cu ochii mei, care pur și simplu, cu care pur și simplu nu te poți înțelege și trebuie dacă să ținem cont de o, vă rog. Ca să știe telespectatorii, în spital sunt în jur de 5.000 de spitalizări pe lună. 5.000 de spitalizări pe lună. Undeva la 2.800 de spitalizare continuă, adică mai mult de 24 de ore și undeva la 1.000 și ceva, aproape 2.000 spitalizări de zi, până în 24 de ore. Deci spitalul nostru, da, tratează în jur de 5.000 de pacienți pe lună. Și nu numai asta, spitalul nostru este singura unitate medicală care asigură urgențele din tot județul. În tot județul. Și nu numai. În tot județul. Și tranzitul. Cu toate tranzitul, că sigur. Există unități de primire urgențe la Spitalul Militar, compartimente de primire urgențe la Spitalul Adjunct, singura unitate care asigură urgențele medicale este Spitalul Județean. Și problema este că la UPU mai trebuie medici, asta este clar. Sunt prea puțini medici la UPU, dar poate și asta una se... peste tot avem nevoie și de medici și de personal medical, auxiliar, și noi ne preocupăm permanent de a completa organigrama spitalului. Și totdeauna Focșani a avut medici de elită, asta o spun cu simț mare de răspundere și uitați-vă și cei care sunt aici, de aia avem, și vor fi. Da, și de aia și pacienții trebuie să se gândească la lucrul ăsta, să menajeze, pentru că fiecare om are limita lui de suportabilitate. Vă rugăm în 30 de secunde, faceți un apel către telespectator, domnul doctor Ochean. Votați cu mintea. Gândiți-vă la ce e mai bine pentru dumneavoastră, votați pe cei care au dovedit că știu să facă ceva, mai puțin pe cei care votează în Parlamentul European împotriva țării. Vă mulțumim foarte mult, succes!